Pe data de 1 martie 1999 au fost prezentate la distrugătorul Mărășești lucrările personale realizate de ofițeri și maestri militari ai echipajului în anul de instrucție 98-99. În cadrul oficial a avut loc defilarea succeselor obținute de cei care, timp de mai multe luni, pe lângă programul de instrucție și autoperfecționare, și-au rezervat timp pentru conceperea și realizarea acestor proiecte. Provocată de una dintre cele mai importante și recente modernizări făcute la bord, și anume sistemul C601N, lucrarea prezentată de domnul capitan comandor Ion Custură, comandantul secund al distrugătorului Mărășești, pune bazele unei noi teorii privind organizarea conducerii în lupta a navei. Timpii de luarea deciziei și de execuție vor fi mult, mult reduși. Ne putem spune chiar că ne putem apropia foarte mult de navele moderne ale flotelor din celelalte state. Pledând argumentat și convingător despre capacitățile acestui sistem, realizatorul proiectului ne explică necesitatea revoluționării structurii de conducere în luptă, precum și a completării regulamentelor privind organizarea de luptă a navelor. Toate structurile care funcționează acum în marină trebuie oarecum adaptate și ajustate pentru a putea face față unor solicitări. Nu mai merge împărțirea pe unități de luptă și cu responsabilitățile care sunt create pentru fiecare comandă de unitate de luptă prin regulamente, fiindcă, vedeți dumneavoastră, sunt niște probleme deosebite de acum se interpătrund responsabilitățile la un moment dat, din punct de vedere tehnic. Adică nu poate funcționa un tun fără o centrală de tragere sau fără o radiolocație de tragere. Preocupați de permanenta perfecționare a echipamentelor și sistemelor de la bord, maștrii militari, probând încă o dată calitățile lor de tehnicieni, au realizat lucrări practice care se află deja în vizorul specialiștilor pentru a putea fi înregistrate ca inovații. Din experiențele pe care le-am avut la tragerile anterioare, am ajuns la concluzia că avem nevoie de un aparat suplimentar, aparat care se găsește și în punctul de comandă ULE2, dar nu există aici practic. Și am zis să dublăm acest aparat ca să avem niște semnalizări luminoase, să vedem cum lucrează tunul și să vedem ce putem să facem. Aflându-se sub imperativul vremii austeritate, activitatea de concepție și realizare practică a maestrilor militari scoate în evidență lucrări care au ca obiectiv, printre altele, raționalizarea consumurilor. Într-un grăitor exemplu se constituie dispozitivul pentru reglarea aparatelor de ochire la armamentul de infanterie, care realizează, fără a executa consum de muniție, o tragere cu maximă eficiență. Acest dispozitiv a fost testat în martie-aprilie 1997 la cenul de instrucție la care eu am fost comandantul plutonului și s-au, dintr-un efectiv de 32 de trăgători, 29 au obținut calificativul foarte bine, iar ceilalți calificativul bine. Având în vedere că materialele cu care a fost realizat acest proiect există deja în dotare, această idee poate fi folosită în cadrul mai larg și la alte unități? La orice unitate care posedă aceste lunete pentru executarea paralelismului și cu acest dispozitiv care de ce el există, se poate executa foarte ușor la fiecare unitate. În atmosfera de sălbatică economie de piață, în care goana după profit este calificată drept virtute, incurabil demotați, mai găsesc încă resurse în inimi și în buzunare pentru a-și duce la capăt visele. Eu personal n-am surse financiare sau materiale ca să-i recompensez pe acești băieți, însă cred eu că mulțumirea lor morală și profesională este foarte mare și a fost principala lor motivație. Nu, lucrurile nu au fost impuse de mine, ele au fost impuse de necesitatea de a-și îmbunătăți activitatea fiecare la postul de luptă. Să sperăm că în urma omologării acestor dispozitive să fie recompensați acest oameni după merit. Având în vedere aceste condiții, stimularea pentru a realiza și alte lucrări de acest fel va fi dificilă? Pentru noul an de instrucție, noi avem un plan de identificarea unor noi soluții pentru tehnica de la bord și să vedem în funcție de complexitatea acestor lucrări să solicităm la eșeloanele superioare sprijin material și financiar totodată.